Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în noul an 2023 la o nouă emisiune Dialog Deschis cu Bogdan Ota. Astăzi, astrele predispun, oamenii dispun, vom discuta puțin despre previziunile astrologice pe 2023. Bineînțeles că am alături de mine astrologul nostru de servici, psihoastrologul de servici, să-mi revin pentru 2023, Corina Ștefan. Bine ai venit, Corina. Mulțumim din nou că ești alături de noi. Mulțumesc. Te rog frumos, o să începem această emisiune într-un ritm un picuț mai alert. Nu speriem pe nimeni, nu încurajăm pe nimeni, dar vrem să știu câte rele se vor întâmpla anul ăsta, pentru că toată lumea așteaptă ori pandemii, ori endemii, ori crize financiare, prăbușiri, roboți care preiau lumea, nu așa ca în Terminator, și vrem să știm câte din astea ori se întâmple, câte nu ori să se întâmple. Pe scurt, și după aia o să dezvoltăm fiecare segmentel în parte, cum vezi tu, cum văd stelele, cum spun stelele, că care-i planul de atac a anului 2023? Hai să vorbim despre începutul lui. Din punct de vedere astrologic, eu cred că 2023 va fi un an cu tot deosebit, un an foarte bun, un an care arată extraordinar, are mare potențial pentru noi toți, un potențial de creștere, de dezvoltare, un potențial de a ne duce acolo unde am visat cândva să fim și parcă acum avem curajul să ne întindem aripile și să chiar să preluăm inițiativa și să acționăm în direcția. Când vezi potențial de creștere, pentru unii creșterea înseamnă, în special când se uită la televizor, doresc creșterea economică, da? Pe de altă parte, pe partea economică, noi am fost până acum în ceva clenciuri, fie de la Banca Mondială, fie de la Fed în Statele Unite, fie de la Banca Națională, în anumite părți ale lumii, chiar în Anglia, cu mândrie, noul lor prim-ministru a anunțat că au implementat CBDC-ul, da? Moneda digitală programabilă, care o să meargă în paralel cu aia. Așa. Când oamenii așteaptă creșterea economică, tu ce previziune ai legat de creșterea economică strict? Eu cred că va fi, într-adevăr, o creștere economică, strict bazându-mă pe faptul că Jupiter va fi prezent în semnul Taurului, care se ocupă de economie, de bani, de valori în general, da? Cam trei sferturi din acest an. Undeva din luna mai, Jupiter va fi prezent în acest semn, împreună cu planeta Uranus. Deci cred că va fi vorba de o creștere economică, dar cred că și pe un fond de anumite surprize sau anumită instabilitate. Aceasta nu are rost să o scoatem din cărți, pentru că e certă. Pe de altă parte, vom încheia un ciclu de 3 ani cu Saturn în Vărsător. Saturn undeva pe 7 martie va intra în Pești și asta înseamnă că partea de control se va relaxa. Când spun control, mă refer la tot ceea ce înseamnă, eu știu... Restricții. Restricții și, hai să spunem, partea administrativă, partea guvernamentală, instituții... Deci șansele să mai vedem în 2020, repetându-se cu mască, stai în casă, plângi la geam că n-ai pâine, să se întâmple din nou? Există șanse? Sunt foarte mici aceste șanse. Deci nu cred că mai e cazul, pentru că atunci a fost un context care implica cu totul și cu totul alte semne, de care noi acum scăpăm. Da? A fost o aliniere în Capricorn, da? La momentul pandemiei, Saturn, Pluton în Capricorn. Ei, slavă Domnului, scăpăm de acest Saturn în Capricorn și Vărsător, care sunt două semne pe care Saturn le guvernează, și intrăm într-un semn de apă, într-un semn mult mai emoțional, mult mai relaxat. Și atunci, clar că din punct de vedere al, eu știu, felul în care e condusă lumea, da, în felul în care e gestionată, lucrurile vor fi mult, mult mai relaxate. Dar asta nu cred eu că va avea doar efecte pozitive. Da? Atunci când se relaxează mâna aceea care ține da, piesele control, într-un da? Anumit lucrurile loc. Lucrurile pot să ia și raznă. Exact. Hai să exact. Vedem un scenariu în care economia o poate lua raznă. Un scenariu. Din punct de vedere astrologic, cum crezi că ar putea? Nu trebuie detalii economice, că bravo, n-ai cum să le vezi tu la nivel micro, pe țări sau macro, pe continente sau chiar pe tot globul. Dar cum ar putea lucrurile să o ia razna? Când oamenii se așteaptă la ceva, trebuie să fiu... Hai să vorbim la nivelul micro-personal, da? Deci eu anul ăsta sunt mai relaxat, am acces la bani, da. Am acces la creștere, da?
Dar de ce anume să mă feresc? Care e riscul? Să mă feresc de o tendință din asta de a lăsa lucrurile să se întâmple de la sine, pe principiu se vor aranja în timp, pe principiu lasă că voi improviza mai târziu, da? Asta înseamnă un Saturn în Pești, o tendință cumva de evitare a realității, de deconectare de la ea. Când realitatea mă uit la ea, dar și nu e suficient de roz, pur și simplu fac stânga împrejur și vreau să mă uit în altă parte și atunci îmi creez un univers imaginar, un univers de compensare. Nu știu, mă duc și îmi iau o vacanță exotică cu tot din adinsul, chiar dacă mie poate conturile mi arată cu totul și cu totul altceva. Deci asta va fi tendința. Va fi tendința de a vrea cu orice preț să mă sustrag din realitate atunci când ea nu confirmă așteptările. Este un an în care... Trebuie să spun cuvânt mai frumos decât cămătari. Hai să zicem cămătari și mă refer inclusiv la bănci, da? E un an în care ăștia vin după datorii și nu mai poți amâna plata lor? Sau este un an în care, că tendința e clar, este da, mă lasă că plătesc rata luna viitoare, că acum mă duc în Zanzibar. Corect? Deci cam asta e tendința. Da. Este un an în care cineva vine să-și ceară dreptul din partea acestor organizații financiare să pună mai mult accent pe chestia asta sau relaxarea... Îi face și pe ea să nu vină nu după... Nu cred că vor fi 3 ani, da, cât stă Saturn în Pești, în care să se întâmple imediat aceste lucruri. Da? Adică deci 3 ani da, e relaxarea asta. Exact. Nu cred că vom fi confruntați imediat cu aceste consecințe. Dar, pe de altă parte, noi suntem acum într-o plină buclă inflaționistă, da? Adică dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după pandemie și câți bani s-au tipărit și se tipăresc în continuare, combinată treaba asta cu acest nou ciclu al lui Saturn în Pești, nu cred că anunță niște lucruri prea grozave, da? În sensul în care dacă deja m-am afundat, da, în niște datorii ca și, eu știu, guvern sau eu știu, altfel de instituție în asta de conducere și mă relaxez în privința asta, s-ar putea să mă izbesc din plin, da, de niște efecte. Da? Mai ales că Jupiter va intra în Taur, Taurul fiind un semn de business, un semn care are legătură cu economia, cu banii, cu valorile, și Jupiter fiind pe principiul ăsta al unei expansiuni rapide, pe principiul multiplicării, accelerării, s-ar putea să vedem niște efecte de genul ăsta. Dar nu neapărat, nu mă gândesc la un crash, da, pe partea de economie, dar poate niște intrări în imposibilitate de plată, poate niște situații în care, wow, trebuie să iau niște măsuri ca să nu ca să nu intru într-un, cum să zic, drum fără ieșire. Bun, deci asta ar fi tendințele generale pe partea de economie pe 2023, da? Deci am loc foarte să pe mă scurt. Foarte pe scurt. Am loc să mă dezvolt, totuși trebuie să fiu atent să nu intru în imposibilitate de plată, da? Vorbim și despre individ și despre întreprinderi și la nivel mai ok. Pe de altă parte, pe lângă economie, oamenii mai sunt interesați de sănătate, evident, da? Când spun și aduc în subiect sănătatea, o aduc din punctul de vedere a, hai să spun, fostei pandemii, deși etiopianul ăla de la World Economic, nu World Economic, Forumul Sănătății Mondial, cum îi spune, mă? World Health Organization? Da. Așa? Da, OMS, în așa, OMS, iertare, da, OMS. Deci, etiopianul deja ne spune, băi, stați un pic, pandemia nu s-a încheiat, nu cumva să vă luați griji. Și noi deja am primit mesaj de trimite copii la școală cu măști, da? Bun, de la anumite școli. Nu vreau să deschid acest subiect. Bun, pe de altă parte, ne mai putem aștepta la așa ceva? Pentru că, din ce văd eu la știrile internaționale, China, care a fost super strictă, a și... subțiat un pic numerele, dar din punct de vedere a lockdown-urilor, a ținutului în casă, a dronelor care zburau noaptea pe cer și spuneau învingeți-vă dorința de libertate și stați până, pentru că noi avem zero COVID politică, COVID zero. Putem să mai vedem așa ceva în 2023? Aș spune că nu, dar... Pentru că a început 2023 cu
epidemia asta de gripă, exact, cu tuse, cu exact, da, mucișori, cu roșu în gât, cu febră 40, da, la copii. Cu un pic de stare de panică pe subiectul ăsta. Aș spune că nu se pune problema unei pandemii, da, sau ceva care să fie comparabil. Dar totuși Saturn în pești reprezintă oarecum o temă de sănătate, da? Pentru că peștii sunt conectați cu ideea asta de a fi unul, a fi conectați toți într-un întreg, da? Și atunci dacă o picătură, să spunem, e pusă în acel ocean, da? Dacă e din greșeală toxică, atunci acea toxicitate se răspândește către toți. Deci aici suntem vulnerabili prin prisma acestui semn. Deci mai scapă cineva o eprubetă pe jos, cu alte cuvinte, și suntem vulnerabili? Sperăm că nu. Dar astrele predispun scăparea unei eprubete pe jos? Scenarii. Nu neapărat. Nici nu se poate compara la momentul ăsta tranzitul despre care vorbim cu ce ar fost în 2020. Deci e un tranzit mult mai optimist, mult mai relaxat. Deci. Bun. Hai să vedem puțin un al treilea subiect important pentru telespectatorii noștri, politica. Și știm clar că noi suntem niște mici păpușele, nici măcar pion pe o tablă de șah, nu suntem, da? Și cântăm cum ne cântă aia de sus, noi dansăm cum ne cântă aia de sus. Și în plan politic am văzut niște schimbări majore în Guvernul Statelor Unite. Avem un reprezentant al Congresului, da? Noul purtător de cuvânt, care este republican, quasi republican. Ce crezi că va pleca de acolo, bun sau rău pentru lume? Că războiul de la un exercițiu militar de 2 săptămâni acuși face anul și nu are niciun semn că se va opri. Unde vezi lucrurile astea în 2023? Sincer, n-am stat să investighez foarte în detaliu așa pe harta Statelor Unite să văd tranzitele astea, ce case activează. Dar eu cred că e pe o pantă descendentă. Adică eu cred că e o țară aflată la răscruce de drum. Și când spun asta, mă refer strict la faptul că ei sunt într-un proces care se numește întoarcerea planetei Pluton la poziția ei natală. E vorba de un Pluton în Capricorn, pe niște grade finale, da, ale acestui semn. Și dacă ne uităm în spate, în istorie, cam toate marile puteri au trecut printr-un soi de dizolvare sau de reinventare, în cel mai bun caz, da? Reinventare din propria cenușă, de la zero, în momentul în care au trecut prin o asemenea aliniere planetară. Și atunci mă gândesc că se pot schimba foarte multe în zona de guvernare, în zona financiară, da? Acolo unde există bogăția și puterea cu adevărat în această țară. Uh-huh. Dacă lucrurile nu se corectează, așa ca și o direcție înspre care merge această țară, s-ar putea să apară o ruptură. Se vorbește foarte mult în comunitatea astrologică de faptul că SUA va intra într-o întoarcere a lui Uranus la poziția natală, undeva în 2025, în Gemeni. Și asta s-a întâmplat la războiul de secesiune. Da? Deci, cumva, toți astrologii anticipă cu anxietate, da? O posibilă ruptură, o posibilă scindare. În 2025. Da, începem cu 2025. Bă, pare firesc, pentru că în ianuarie 2025 avem un nou președinte în Statele Unite. Da, sperăm unul mai teafăr. Bun, deci din punctul de vedere a zeului Marte, pe unde bântuie el în 2023 și la ce să ne așteptăm legat de un conflict armat care ar putea să atragă, să angreneze și, să zicem, partea asta este a România, da? România într-un război. Riscăm așa ceva? Suntem pe aproape cât de cât? Eu cred că partea aceasta... totul se întâmplă la graniță. Da, eu cred că partea aceasta de, cum să zic, de zona aceasta de incertitudine o să se dizolve tot mai mult, o să dispară. În sensul în care Marte va reveni la o mișcare directă pe 12 ianuarie, deci în câteva zile, slavă Domnului, scăpăm de toată tortura la care ne-a supus de la sfârșitul lui octombrie până acum. Da? Și el, practic, ce a făcut? A încins foarte mult spiritele, a blocat și a... cum să spun eu, torturat partea de comunicare, în sensul în care tot ceea ce s-a spus la un moment dat a fost întors pe dos, răstălmăcit, da? Cuvintele s-au
aruncat la momentul cel mai nepotrivit și așa mai departe. Deci au fost clar niște spirite care s-au încăierat și slavă Domnului, acum dacă va reveni la mișcarea directă, vom putea trage niște concluzii, vom putea trage o linie, să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele luni, ce s-a spus greșit, ce s-a făcut greșit, unde ne-am împotmolit și cum se poate merge înainte într-o stare de claritate. Ce se poate aștepta din partea lui Marte este că acolo unde tranzitează în harta unei persoane sau în harta unei țări să apară și aceste cum să spun, reacții de concediere. Tot ceea ce consider că nu mai reprezintă, nu mai suport, nu mai vreau să am de-a face cu chestia asta. Adică Marte este tăios. În sistemul simbolurilor egiptene, el era reprezentat de un cuțit. Da? Adică pe principiu să tai orice legătură pe care nu mai doresc la momentul respectiv, să separ, să disec, da? Și să merg înainte mai ușor cumva, da? Să fac acest bagaj. Și atunci putem să ne așteptăm că vor fi reacții de genul categorice. Da? Dar, din păcate, nu pot să spun mai mult, pentru că n-am stat să mă uit pe o hartă a Rusiei, să văd pe o hartă a Americii, dar ce face exact, la ce o să predispună, eu știu, să-l incite pe Biden și pe cei care conduc. Ăia sunt incitați oricum. O să ajungem în curând și la inteligența artificială. Oh, da? E un subiect foarte mare pentru 2023. Da. Mi-ai spus că e un subiect foarte mare pentru 2023 și am să fac o mărturisire. Eu mă trezesc pe la 5:30, că așa fac oamenii bătrâni dimineața și îmi beau cafeaua și îmi iau știrile de unde vreau eu să-mi iau știrile. Și am văzut că foarte mulți analiști politici și foarte mulți sociologi gen Jordan Peterson atrag foarte mult atenția, în special acum, de când a început noul an, asupra inteligenței artificiale. Și am vrut neapărat să o testez și eu. Și astăzi dimineața la ora 6 o testam. Și am pus mai multe întrebări. Am pus întrebări și despre mine. Am pus întrebări despre, nu mai știu, dacă roboții ne vor servi vreodată în casă, să ne aducă sucul din frigider sau știi? Da. Și am pus la un moment dat întrebarea dacă AI, Artificial Intelligence, se poate scrie singur. Poate să-și scrie singur liniile de program. Și răspunsul a venit, da, categoric, AI își scrie singur liniile de program printr-o această tehnică de, mă gândesc în română, evolving learning, de învățare perpetuă și evoluție prin învățare. Și absolut fiecare dialog, inclusiv dialogul cu mine de astăzi, de vreo jumătate de oră am dialogat. Da. Da? Este un site, nu știu, dacă căutați un site legat de chatul cu inteligența artificială, îl găsiți. Că nu știu acum dacă mă lasă CNA-ul să-i dau numele site-ului. Nu vreau să-i fac niciun fel de reclamă. Și am stat la discuții cu laptopul. Poți să faci dimineața la 5:30 în bucătărie, vreo jumătate de oră. Și răspunsurile pe care le-am primit, într-adevăr, sunt de speriat. Și am pus inclusiv o întrebare, poate inteligența artificială să-și creeze propria artă? Răspuns final, da. Propria muzică? Răspuns final, da. Iar în completarea răspunsului, roboțelul, roboțica, știu eu cu ce vorbeam acolo, mi-a spus că algoritmii de scriere a muzicii sunt bazați pe lucrări gata făcute, pe tipuri de orchestrație gata făcute și poți combina diverse stiluri în modul în care umanitatea, dragă Doamne, îi cere inteligenței artificiale. Și chiar a dat un exemplu și se găsește pe YouTube acest exemplu. Te rog frumos să-mi faci o piesă hip-hop cu versuri ca și cum ar fi scrise de Donald Trump. Și inteligența artificială a luat pattern-urile de vorbire a lui Donald Trump cu cuvintele pe care el le repetă și cu emfaza pe anumite chestii pe care le pune. Și când i-a spus hip-hop precum artiștii tra-la-la, Dr. Dre, Snoop Dogg și nu știu cine, a făcut o piesă hip-hop cu versuri ca la Donald Trump, cu orchestrații făcute în genul lui Snoop Dogg. Și
Pe de altă parte, inteligența artificială recunoaște că, din punctul de vedere a compoziției muzicii, încă nu e atât de avansată, dar cum ea își scrie singură programelele și are această avansare în propria inteligență și învață în permanență, chiar și din discuția de astăzi dimineață cu mine, nu am nicio îndoială că în 5 ani nu știu dacă mai are rost vreo unul să ne urcăm pe scenă sau dăm play acestui program acasă și vedem ce vrem noi. 2023 și inteligența artificială, din punct de vedere astrologic. Da, este o temă asociată prezenței lui Pluton în semnul vărsătorului. Va fi o prezență foarte scurtă pentru 2023, doar două luni la începutul anului. Am senzația undeva februarie sau martie, dacă nu mă înșel. Bineînțeles, Pluton este o planetă temută, da, în astrologie, în sensul în care are tendința asta de a duce într-o extremă, de a intensifica la maxim anumite tendințe, da? Și Pluto se ocupă întotdeauna de tărâmul ăsta lucrurilor tabu, adică mai puțin agreabile, da? Și are darul ăsta de a ți le arunca în ochi, de a le scoate la iveală, de a le dezgropa de acolo de unde stau foarte bine protejate, da? Intrând în semnul vărsătorului, care este semnul tehnologiei, da? Semnul roboticii, semnul inovații de toate felurile, da? E clar că ne va arăta, să zicem, și o latură înfricoșătoare, da? Care vine la pachet, da? Cu toate aceste progrese de natură tehnologică. Și la fiecare tranzit al lui Pluton prin anumite semne, cumva aceste semne au devenit o sursă pentru scenarii de film. Da? Când Pluton era prin semnul Scorpionului, era tema asta în filme, o vedea ea, eu știu, criminalul în serie, da, era problema asta de relații intime, da, de să nu fii trădat, să nu fii înrunghiat pe la spate de cei mai dragi. Când a trecut în Săgetător, a fost tema asta a fanaticilor religioși, Inchiziției. Nu, chiar recent, da, cum a fost și atacul în 2001 a fost atacul asupra turnurilor. Ajută-mă că nu mai rețin. Pe cât ai zis? Mai zi o dată. 2009. Da. 9-11. Ok, da. Iartă-mă. Așa. 11-9, pardon. Da, așa. 11 septembrie. Deci da. Atunci a fost chestia asta de fundamentalism, da? Deci era tema religioasă evident asociată Săgetătorului. După aceea a trecut în Capricorn și foarte mult s-a speculat pe tema asta de prăbușire economică, criză financiară, ce se întâmplă cu guvernul, dacă nu mai face față, da, ajungem într-un soi de faliment. Ei, acum cu Pluton în vărsător ajungem la un soi de temă în asta horror, ce fac acești roboți cu noi, da? Sau ce poate să facă tehnologia, în ce fel poate să ne pună în dificultate. Și o să vedem în cele două luni câteva, sau o să avem așa ca un preview pentru anii următori când o să înceapă ciclul propriu zis de 20 de ani, să vedem un pic cum gestionăm această inteligență artificială. Eu nu știu dacă pot trăiesc cu roboții ăștia 20 de ani, adică unul din noi va muri. De oricum, planeta nu poate fi oprită, deci ea tot va intra în acel semn și tot își va dezvălui așa experiențele și lecțiile. Dar trebuie clar atenție. Eu zic că dacă lucrurile scapă de sub control, se poate ajunge în situații extraordinar de dificile. Da? Pluton are și tendința asta de a lua niște chestiuni la nivel microscopic și le-a mări de milioane de ori. Da? Deci ceea ce noi gândim la momentul ăsta că s-ar putea să fie un pericol, un risc, în realitate să stea cu totul și cu totul și atunci să capete niște proporții gigantice, da, subiectul ăsta. O să revenim în câteva minute după o pauză publicitară alături de Corina și vă anunț de pe acum că subiectul în partea a doua va fi viitorul României în 2023, că abia a început anul, să vedem România pe scena geopolitică unde se situează, că deocamdată ne-am luat-o grav cu Schengen-ul, mai așteptăm o promisiune prin martie, unii spun dacă se termină războiul nu mai intrăm niciodată în martie, în Schengen, pardon, dacă nu se termină războiul cu siguranță vom intra că au nevoie de noi acolo. O să discutăm toate aceste aspecte după o scurtă pauză publicitară.
Bine, am revenit în studio alături de astrologul nostru de serviciu, psihoastrologul Corina Ștefan. Corina, înainte de pauza publicitară, rămăsesem să dezbatem puțin ce șanse are România să intre în Schengen din punct de vedere astrologic. Acum, după cum scrie și titlul, astrele predispun, oamenii dispun, adică degeaba stau astrele crăcănate în cine știe ce poziții, dacă aia de acolo să zică, nu bă, nu intrați, uite așa, să mor eu, deci nu intri, nu vreau. Se poate întâmpla și chestia asta. S-a întâmplat de câteva ori, deci de asta nu m-ar mira nimic. Să discutăm un pic asta și să vedem după aia niște chestii legate și de relațiile de dragoste, care am înțeles că o să se întâmple prin vară. Așa, niște relații interumane care o să fie puse la un test. Da? Hai să vedem. Ce-i cu România? Care-i viitorul României în 2023? Încotro mai orbecăim mult așa? Mai stăm în... Se deschid porțile Europei? Sunt rezervată în privința asta. Nu cred neapărat. Acum, dintre multiple hărți care s-au întocmit pentru România, am selectat o hartă legată de momentul la care și-a declarat independența, dar pe 21 mai 1877. Și conform acestei hărți avem un soare în gemeni, da? Și un ascendent în leu. Și, surpriză, avem un Saturn în pești, da? Chiar în casa 8-a hărții, care e o casă dificilă. Așa că dacă Saturn, cumva pentru România, conform acestei hărți, se întoarce la poziția natală, da? Vorbim de acea reîntoarcere a lui Saturn, destul de temută, cred că vor fi următorii 3 ani niște ani de teste. Da? În sensul în care capacitatea noastră de a fi responsabil, de a avea o viziune pe termen lung, o să fie foarte bine, cum să spun eu, testată și trecută așa prin foc. Da? Nu știu ce să spun din punct de vedere al expansiunii. Eu nu văd sub nicio formă ceva de genul ăsta. Dar cred că se vor întâmpla niște lucruri importante în relațiile cu cei care ne creditează. Nu-mi dau seama, să știi că nu mă pricep foarte mult la partea aceasta de economie. Nu-mi dau seama cam cum stă România acum, ca și datorii, da? Ce creditori are, ce relații are cu, eu știu, mulți. Banca Noi plătim europeană, în momentul ăsta 300.000 de euro pe oră. Plătim datorii. 300.000 de euro pe oră. Atâta plătește România către creditorii externi. Din cauza asta, eu am îndoielile mele că noi pupăm vreodată vreun fel de Schengen, că cred că o să facem și mai multe datorii. Și nu numai că o să fim vânduți, o să fim amanetați chiar. Da, cred că asta este riscul. Deci chiar pentru următorii 3 ani, aș spune că mare grijă la felul în care sunt gestionate aceste datorii, să nu mai acumulăm noi datorii, să nu fim castruțul cu capul adânc îngropat în nisip, da? Și să pretindem că e totul ok, vom găsi o variantă, vom improviza pe parcurs, pentru că nu despre asta este acest... Asta apropo de ce vorbeam la începutul emisiunii, exact. Cu sunt relaxări, dar relaxările astea le poți lua ca... Sunt foarte periculoase. Sunt foarte relaxări. Periculoase, exact. Da, da. Se va întâmpla o conjuncție care a fost una identică, s-a întâmplat între 1988 și 1991, când a picat URSS-ul. A, da, așa. E vorba de faptul că în următorii 2 ani, da, până undeva la începutul 2025, Saturn în pești va fi prezent împreună cu Neptun în semnul ăsta, da? Deci vor face așa un fel de dans împreună. Nu vor face o conjuncție perfectă, pentru că aceea se va întâmpla doar la 0 grade berbec, deci în semnul următor, dar se vor adulmeca reciproc. Ei, genul ăsta de configurație, zic eu că este foarte importantă sub aspectul faptului că vor fi testate la greu idealurile, fanteziile, nu știu, visele astea foarte frumoase, ideile foarte frumoase. Și dacă ele nu mai sunt aplicabile în realitate și nu trec acest test al realității, va trebui să renunțăm la ele. Și asta s-a întâmplat între 88 și 91, cum spuneai tu, când la o conjuncție exactă, da, Saturn-Neptun, în semnul Capricornului, s-a dizolvat URSS-ul. Adică s-au dizolvat niște giganți, niște dinozauri, care nu mai aveau niciun fel de utilitate sau aplicabilitate în realitate. Asta a fost testul lui Saturn. Da? Deci Saturn e cumva un soi de pâlnie din asta, da, prin care se cerne, se filtrează tot ceea ce își are locul în realitate. Neptun este tărâmul ăsta al iluziilor, al fanteziilor, al magiei, al basmelor, da?
care, ca să-și aibă loc în realitate, trebuie să suporte anumite rigori. Da? Dacă nu trec acest test al rigorii și al utilității, în primul și în primul rând, atunci acea poveste se destramă, se dizolvă. Asta a fost cazul cu URSS-ul. Deci pentru următorii 2 ani, când vom ajunge la momentul acela al conjuncției, în 2025, eu zic că e important fiecare să se uite la povestea pe care și-o spune, în ce fantezie este prins, da? Care sunt aspirațiile, care sunt, eu știu, visurile, înspre ce aleargă și în permanență să încerce să le, cum să spun eu, să le adapteze, da? Și acestor rigor și restricții impuse de realitate. În conjuncția asta Saturn cu Neptun în Pești, care s-a mai repetat 88-91. Așa, dar a fost în altul alt semn, da, atunci a fost în Capricorn. Așa. Conjuncții de astea asemănătoare au fost și atunci când spuneai tu au mai fost asasinați ceva țari prin Rusia. Da, au fost răsturnări de guverne. Exact, exact. Era vorba de faptul că Rusia este foarte sensibilă, nu se știe exact din ce motiv, la orice fel de aspecte strânse care se formează între Saturn și Neptun. Și atunci, da, într-adevăr, când a fost asasinat țarul Alexandru, am avut o asemenea aliniere. După aceea, când s-a mai întâmplat ceva, parcă cu Salin, când a murit el, parcă a fost în balanță, s-a intrat într-o altă eră. Și la fiecare, cum să zic eu, punct din asta de cotitură în istoria Rusiei, s-a întâmplat ceva cu aceste două planete. Deci toți astrologii cumva sunt cu ochii pe Rusia pentru următorii 2 ani să vedem cum evoluează. Ei spun că, mă rog, din cauza acestui război cu Ucraina cumva și-au cam, cum să zic, închis orice perspectivă de evoluție și și-au dat foc la valiză, cum s-ar spune. Urmează să vedem. Dar cu G7, cu summitul G7, că acum sunt în BRICS și au alte perspective, plănuiesc altceva împreună cu China. Apropo de, revin, Rusia și inteligența artificială și această conjuncție care se apropie de materializare. Să nu uităm totuși că pe lângă aspectele foarte negative ale Rusiei, acestui război și așa pe dincolo, Rusia totuși este un apărător vehement al creștinătății, a ortodoxiei, da? Bun. Că îs și ei mai mult sau mai puțin ortodoxi în anumite acțiuni, asta nu-i locul meu aici și nici momentul să comentez. Având în vedere că, zic și eu, dacă Doamne feri să dizolvă un mamut de ăsta care apără creștinătatea, pe un fond al inteligenței artificiale care ia având în timp ce vorbim noi acum, din ce în ce mai mare, vezi cumva, se prevestește în perioada următoare, în următorii 2, 3, 5 ani, să vedem o dizolvare în masă a religiilor pe fața Pământului? Nu știu dacă putem spune că va fi o dizolvare, dar cred că vor fi foarte provocate din multe puncte de vedere, foarte contestate, dacă ăsta ar fi un cuvânt bun. Da, cred că da. Deci vom fi martori la contestarea religiilor, da? Da. Pentru că tendințele cam astea sunt. Și au început odată cu schimbarea aceasta a ordinii mondiale, a jucătorilor pe această planetă și vedem că ia amploare. Și nu e un lucru pe care eu personal l-aș trata la capitolul diverse. Acum, oricum mă duc eu să-mi sfințesc ouăle de Paști la biserică și cozonacul și Pasca. Nu-i doar despre asta. Este despre cu totul și cu totul altceva. Întorcându-mă la inteligența artificială și la felul în care acestea se rescriu, felul în care intră în viața noastră prin arte, prin înlocuind religia în anumite părți. Crezi că oamenii se bazează din ce în ce mai mult pe inteligența artificială sau încep să fie un pic mai, aware? Mai conștienți? Mai conștienți de pericolele ei. Eu cred că nu suntem conștienți de pericolele ei pentru că inclusiv acest tranzit al lui Pluton, da, abia ce se va manifesta la începutul lui 2023. Deci n-am avut nicio introducere în problemă, în subiect. Abia
ce va face Pluto în această introducere, atunci vom putea vedea cu ce avem de-a face efectiv. Eu cred că subestimăm mult. Am pus această întrebare pentru că inteligența artificială a primit în 2020, deci finanțatorul acestui proiect, OpenAI se numește, da? A primit 3 miliarde de dolari de la Bill Gates ca să ducă proiectul la bun sfârșit până ajunge în stadiul de auto-învățare și auto-dezvoltare a, da, programul. Așa, bun. Pe de altă parte, avantajele prezentate de finanțatorul, finanțatorii, da, OpenAI și de CEO-ul acestei companii sunt următoarele. Nu vei mai avea nevoie de medici. Pentru că în momentul în care tu introduci în dialog cu inteligența artificială simptomele, am febră, mă doare în gât, în curg ochii, am dureri musculare, mă doare pielea, ea poate, și au simulat deja asta, să-ți prescrie un tratament și o rețetă. Pe de altă parte, într-o lună de zile de la lansare, au ajuns la 12 milioane de utilizatori. O mare parte din cei 12 milioane, 11,8 milioane într-o lună de utilizatori, o mare parte din ăștia au găsit în inteligența artificială acel psiholog cu care ei vorbesc. Acel astrolog, nu cred, că nu știu. Eu am întrebat cum vede inteligența artificială astrologia și mi-a dat o definiție foarte vagă, așa, care e pe, o găsesc și pe Wikipedia. Să știi că vei fi surprins, se pricepe să facă interpretări. Da, sunt ferm convins. Dar definiția de legată de asta a fost aceeași de pe Wikipedia. Deci clar că aia era sursa pentru, da, OpenAI ca să-mi dea mie răspunsuri. Și pe mine chestia asta mă sperie. Stai un pic, că se dizolvă mari coloși. Mari coloși totuși sunt mari coloși pentru că sunt uniți în jurul unei culturi, a unei religii, a unei istorii, a unor tradiții, etc. Vine pe de altă parte cu putere inteligența artificială din urmă, care în felul în care îi se face reclamă, oh, nu îți mai trebuie doctor, psiholog, prieten, nu știu ce, că îți dă rețetă OpenAI. Așa, eu știu că în România va ajunge foarte târziu chestia asta și chiar dacă ne dă doctorul rețetă și cu OpenAI, noi tot fierbem o buriană din spatele casei, că mi-a spus mie o mamaie că, și Doamne ajută să rămână lucrurile așa, să eu mai conservator. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea, că am vrut să ajung la un ultim subiect care e foarte important. În vară, Venus va fi retrograd. Și da, spuneai tu că va testa relațiile interumane, chiar relațiile de dragoste, căsnicii, relații mai lungi de 8 ani, spuneai, sau ceva de genul ăsta, da? Relațiile care împlinesc în 2023 8 ani, indiferent de natura lor, pot să fie și relații de prietenie. Deci relațiile care s-au născut în 2015, exact, da? Exact, da, pentru că e o rezonanță cu 2015. Dezvoltă puțin, că mulți s-au... Deci vara 2015, atunci a fost pentru ultima oară Venus într-o mișcare retrogradă, da, în semnul leului. Și atunci e clar că, nu știu, se trage cumva o concluzie. Am făcut bine ce am făcut, sunt ok alegerile pe care le-am făcut în trecut, aș schimba ceva, am putea îmbunătăți. Dar e toată această mișcare de introspecție pe care o generează un tranzit al planetei Venus în mișcare retrogradă în spate. Cred că va fi o vară... Cum să zic eu, nu văd așa clasică. Știi, când te gândești la vară, da? La toate proiectele pe care le ai pentru vară, te gândești, nu știu, la o vacanță, te gândești la ceva frumos, la o chestie de celebrare, de plăcere, de bucurie. Da? Exact. Ei, o Venus retrogradă s-ar putea să complice lucrurile, să le împodmolească, să te întoarcă în spate, da? Să te forțeze să te uiți la niște lucruri care s-au întâmplat de spate, să te reconectezi cu oameni din trecut, da? Pentru că asta e metoda clasică în care funcționează. E posibil să, nu știu, să mă întorc la persoane din trecutul meu romantic și să reaprind ceva acolo sau din potrivă să concluzionez. Oricum va fi o vară mai tulbure din punctul ăsta de vedere. Așa că aș zice cei dintre telespectatori care sunt deciși să se bucure, da, să o facă înainte ca acest tranzit să înceapă, deci înainte de 22 iulie. Dacă vreți să mergeți în vacanță, vă recomand înainte. Mare atenție cum vă programați vacanța și mare atenție cum vă... comportați în relația pe care ați început-o în 2015, da? Deci vara asta o supune la test. Doamnelor și domnilor, din nou, timpul a fost prea scurt pentru o astfel de emisiune atât de complexă.
Rămâne să ne luăm rămas bun. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi. Vă dorim un 2023 relaxat și liniștit din toate punctele de vedere. Ne vedem săptămâna viitoare.